Bună ziua tuturor! Mă aflu la un prieten în grădină și a plantat acest păr și vreau ca să-i arăt cum se face tăierea de formare din primul an de la plantare. Observați dumneavoastră, a venit din pepinieră cu 4 ramuri gata formate, cu un ax central și ar fi pentru noi foarte tentant ca să lăsăm deja aceste ramuri formate, să nu le mai tăiem, să lăsăm axul central, că am spune că deja îl avem numai bun, dar trebuie să știm următorul lucru. Dacă îl vom lăsa aceste ramuri netăiate sau tăiate puțin doar la vârf, avem posibilitatea ca acest păr, din pricina că rădăcinile trebuie acum să-și găsească loc, să-și găsească hrană, va avea foarte mult de lucru ca să hrănească aceste 4 ramuri plus axul. Și va crește anemic, tulpina se va îngroșa slab, ramurile la fel vor fi slabe și vom avea un pom care pe ani de zile îl vom avea slab. Ca să avem un păr cu o tulpină sănătoasă, cu ramuri puternice, cu o pornire bună de la început, noi trebuie să facem următorul lucru. În situația aceasta în care suntem, noi avem aceste ramuri care ar fi foarte bune la prima vedere, dar pentru că le vrem mult mai robuste de la început, trunchiul să se poată forma, rădăcina să nu o forțăm, ce facem? Le tăiem în primul an de la 2 sau 3 muguri. Căutăm să avem 2 sau 3 muguri viabili. Uitați, aici este al treilea. Deasupra mugurilor puțin teșit. Așa. La următoarea căutăm și avem la fel. 1, 2 și aici al treilea. Așa. Căutăm 3 muguri viabili, bine evidențiați. Îl tăiem aici. Avem aici. Bun. Acum ce facem? La prelungirea axului, pentru că prietenul meu îl vrea cu ax central, măsurăm 40 de centimetri. Cam așa am 20, cam 40 de centimetri deasupra unui mugure, puțin înclinat. Așa. De aici, în această vară, vom avea noi creșteri, ramurile de jos, primul etaj, vor avea putere, se vor întări, iar cele de anul viitor, când vom face tăierile în primăvară, când prietenul meu va face tăierile în primăvară, aceste creșteri, dacă jos se taie la 2-3 muguri, creșterile de la etajul următor se vor tăia la 5-6 muguri, pentru că să avem o dezvoltare mai ușoară, nu așa puternică ca și atunci când tăiem la 2-3 muguri. Pentru ca să formăm axul, ca să formăm părul cu ax central, ca să vină așa, ca o piramidă, ca soarele să o poată pătrunde pe toată suprafața coronamentului. După ce axul în anul acesta va crește alte formațiuni, vom alege o altă ramură de continuare a axului, o vom tăia la fel la 40 de centimetri, aici vom tăia la 5-6 muguri, noile ramuri, în primăvara viitoare, iar în vara următoare, aici, unde am tăiat noi, unde prietenul meu va tăia axul, va fi alte ramuri. Acestea, la al treilea etaj, se va tăia deja la 9-10 muguri, ca să aibă o dezvoltare și mai slabă decât cele de la mijloc. Pentru că după cum tăiem, cât tăiem mai aproape, ramurile vor da creșteri mai mari și mai robuste. Tăiem deja la 5-6 muguri, vor fi creșteri mijlocii. Tăiem deja la 9-10 muguri, vor fi creșteri mici, pentru ca să obținem această formă de piramidă la păr. Având aici un cireș altoit pe un cireș sălbatic, vreau prietenul meu să-l învăț cum se face tăierea din primul an după ce această vargă s-a prins. Prietenul meu vrea ca acest cireș să fie cu 4 brațe, tip cupă, și de aceea îl vom tăia la 70 de centimetri. Dar întotdeauna ne uităm să găsim
3-4 muguri viabili. Observați? Aici ai puțin cu semnul întrebării, aici avem bun, bun și acesta este bun. Și deasupra acestui mugure, la un jumătate de centimetru înclinat, tăiem. De aici vor porni în acest an 4 șarpante, care în primăvara anului viitor se vor tăia la 40 de centimetri. De ce anul viitor tăiem la 40 de centimetri? Și dacă l-am aduce din pepinieră cu șarpante legate formate, noi le tăiem la 2-3 muguri. Prin simplu motiv că în acest an aceste 4 șarpante au timp să se formeze și nu sunt din același an cu trunchiul. Deci, rădăcinile fiind bine formate, trunchiul se va îngroșa și cele 4 șarpante vor crește frumos în această vară. Deja la primăvară se va tăia la 40 de centimetri. În următorul an, la fel, vom tăia la 40 de centimetri, va începe să dea ramificații și astfel în 3 ani, tăind la 40 de centimetri, noi vom avea niște șarpante robuste care nu se vor rupe. Când va fi foarte încărcat, când vor fi plini de zăpezi pe pomi, vom avea un pom robust cu o pornire bună. Mulțumesc pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!